Aceștia sunt cei cât 50 de ore porumbei, care merg la fond la... care astăzi, joi 18 iunie, vor fi îmbarcați la prima etapă de fond de la Medica pentru domnul Paraschiv Stănică. Porumbei tineri sau și mai bătrâni? Mai mari? Am și tineri și bătrâni, cam jumate-jumate. Da, văd că... Mai mult de jumate sunt bătrâni. Sunt bătrâni, nu? Da, da, da. Am... plin de energie aici. Vor unii vă că sunt năzdrăvantare. Asta este, pe ce să le fac dacă ei vrea, le dau drumul să zboare. I-ați zburat până acum la etapele de concurs care au fost? Toate. Toate, nu? Ce ați avut? Câte ați avut? Patru până acum? Patru etape? Am avut trei etape, Bacău, Suceava și... Nu, nu, mai multe. Am avut așa, Latinu, Măicănește, Cuci, Abjud, Bacău și Suceava. Și am mai făcut încă două ajuduri acum, că a fost intemperiile astea, ploile astea. De i-am pus pe linii. I-am pus porumbei. Dar am înțeles că sunteți mulțumit de rezultate. Au venit bine, nu? Au venit bine, da. Da. În condițiile în care ei sunt de porumbei exclusiv de maraton? Pe mine mă interesează acum ca să ieșim afară, să vedem afară. Da, da. Acolo. Acolo e bătaia peștelui. Acolo e bătaia peștelui. Nu la mal, la mijloc. La mijloc, da. Și acum... La echipă pe care i-a spus astăzi? La echipă aici. 0-9. Ești mai fată. Deocamdată eu nu pot să zic ce fac la echipă. Ce-ați rugat? Mascul femele? Nu. Stai, ce am unde este, nu știu. Mascul femele ce faci? Mascul. Mascul? Da. 344062. Frumos. 2018. 2 ani. Mascul. E pe linia campionului sau ce? Ce are? Da, are ceva din sângele lui. Dar nu e direct din el. Da. Da. A fost zburat și la pui. Da? Și la pui și la tineret. Anul trecut a zburat fondurile. Da. Și mai am o femelă neagră. Care... Închideți ușa acolo. Tot așa. Tot așa a zburat anul trecut. Mai mult, nu numai aia, da? Și ăsta a zburat... Și ăsta a zburat anul trecut. 046. 344046. Și ăsta... Roșu. Și ăsta a zburat 062, persoană. 24. 24. Și ăsta a zburat masculul. Și femeia asta de aici a zburat. Și asta 028 a zburat. Deci piesă de bază pentru în lotul actual, nu? Acum merge la 2 ani de trebuie să fac servicii. Dacă nu faci servicii, mai ne ajută. Astranta ea, femeie, 2017, burată și răzburată. Da. 23. Era 23. Aici, iar mascul. Frumos. Aveți, aveți, aveți. Ce asta e? Da, 036. Da, 036. Da. Mascul. Da. Ați reprodus ceva din ei până acum? Ia la treia pereche de plus. Și la știa de zbor? Da. Ah.
Păi dacă am scos 160 de pui. Păi mă gândeam, dar aveți și la matcă, 30 de perechi? Păi am și la matcă și la asta și am 80 care zboară, plus am mai dat 10, vreo 90 am care sunt afară, numai pui. Da, ei, da. Dar de acum v-ați oprit cu ei, nu mai scoateți vinii, bănuiți, nu? Acum scot și vreau să mi-i opresc în matcă, că mai am vorbit de 2010, mai am vorbit de 2011. Mai bătrân și scoateți pe aia și, și mergeți cu păsărtinele. Da, vreau să merg să-i țin pe aia ca să am gema în da, iar. Da. Așa. Acum, ce-o vrea Dumnezeu? Hai că în ultimii ani ați avut prestații bune, rezultate de calitate. Eu nu, porumbei, da. Așa da. Bine, dar cine i-a îngrijit? Bine. Cine a manageriat? Asta nu? Este. Păi da. Jupânul, nu? Până nu mă te ții de ei, nu. Și mi-a mai mult pe natural, ca să vedeți, acolo e cei. Da, nu, da, da, am văzut că beau cu foarte multă poftă. Păi da, pentru că le-am băgat cei cu miere de albini și ceva glucoz. I-am văzut mai devreme când le-a spus că se aruncau bine de tot pe ea. Ei trebuie întreținuți, ca și stăpânul. Bine întreținut. Bine întreținut, nu? Da, da, da. Bravo, vă doresc mult succes. Mulțumesc. Domnul Paraschiv și să vă regăsim și anul ăsta tot așa, în clasamente, cât mai sus posibil. Dumnezeu. Dumnezeu. Și vremea. Și vremea. Și vremea. Nu, dar aș vrea să plouă puțin, așa că... Hai, dumneavoastră vin bine pe ploaie, știu. Mi-mi place. Nu? Campionul când a venit tot așa pe ploaie torențială? Ploaie torențială era băieții la... Moren la mine. Băi, nu asta, adică nu e asta. Da. Dar când a apărut, când nu l-am văzut când a apărut. Nu l-am văzut. Bac, bac. Da, e dresat în așa caz. Da, dacă stați printre ei și... Păi nu, da, dacă eu mă suie în cușcă, în 10 minute i-am prins. Nu, pun mâna pe ei așa. Am văzut, da. Nu, n-ați văzut. Și femeia, și masculul. Nu. Eu stau cu ei, e gâdile ei. Le spuneți vorbe dulce acolo, nu? Păi da. Vorbesc cu ei, copii, copii. Copii, copii, veniți la tata, nu? Da. Bravo. Vă doresc mult succes. Mulțumesc. Să fie un an la fel de bun. Să dea Dumnezeu. Ca ultimii, da? Să dea Dumnezeu. Toată lumea, nu numai mie. Da.